29 noiembrie. Unul dintre cele mai mari ajunuri ale calendarului popular, ajunul Sfântului Andrei, este momentul în care se dezlănțuie forțele malefice, dușmanii tradiționali ai țăranului. Azi îl pomenim pe Sfântul Mucenic Paramon. În vremea împărăției, rău credinciosului împărat, Decie, era la răsărit un voievod cu numele Achilin, care prigonea foarte mult pe creștini. Acesta a adunat odinioară în temniță un număr de 370 de creștini și s-a întâmplat a trece pe acolo un bărbat cinstit, cu numele Paramon, de credință creștină. Acesta, văzând atâta mulțime de sfinți mucenici, gătiți spre înjunghiare, a stăt înaintea lor și a strigat cu glas tare: „O, cât de mulți drepți în junghie, fără vină, necuratul voievod, pentru că nu se închină idolilor lui, celor fără suflet și muți!” Iar voievodul, auzind aceste cuvinte, a poruncit slugilor să-l omoare și pe el. Este ajunul Sfântului Andrei când fetele mari, care se adună la casa uneia pentru facerea turtei, aduc apă cu gura. Pentru colacul de Andrei aduc doar apă neîncepută. La turtă se pune, în egală măsură, apă, sare și făină, măsurate cu o coajă de nucă. Fiecare fată își scoate turta pe vatră și apoi o mănâncă, așteptând peste noapte voinicul, Ursita, care va veni în vis să-i dea apă pentru astâmpărarea setei. Colacul este făcut din pâine dospită, punând în mijlocul lui un cățel de usturoi. Dus acasă, colacul este așezat într-un loc călduros, unde este lăsat vreme de o săptămână. Dacă răsare usturoiul din mijlocul colacului, fata știe că va avea noroc. Dacă usturoiul nu răsare, e semn de ghinion. În unele părți, fetele, ca să-și vadă ursitorul, pun sub căpătâi, înspre Sfântul Andrei, 41 de fire de grâu. Peste noapte, fetele cred că își vor vedea în vis alesul. Grâul mai este utilizat și pentru aflarea norocului. Toți ai casei seamănă grâu în câte o strachină cu pământ. Îi va merge bine, va fi sănătos, cel căruia grâul va răsări cel mai bine și va crește frumos. În alte părți, grâul se pune în apă curată și, dacă răsare, se zice că acel ce l-a pus va avea noroc. Tot în acest scop se pun în apă și ramuri cu muguri pentru a îmboboci. Aceste crenguțe înflorite sunt viitoarele sorcove de la Sfântul Vasile.